Vântul puternic ce s-a abătut asupra mai multor zone din județul Hunedoara a făcut ca pompierii militari să intervină în mai multe zone. La Deva, un acoperiș de table de pe un bloc a fost mulț de vânt, iar un copac a căzut pe carosabil în zona Căprioara, blocând circulația rutieră pe ambele sensuri. Circulația a fost afectată și la Sânta Andrei, unde a căzut un copac, dar și la Bucium Orlea, unde un stâlp de susținere fibro-optică a căzut din cauza rafalelor de vânt. Județul Hunedoara s-a aflat duminică sub atenționare de cod galben de intensificare ale vântului, timp în care câțiva copaci au căzut pe carosabil, iar un acoperiș de tablă a zburat de pe un bloc din Deva. Pompierii militari din cadrul detașamentului Deva au intervenit pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil în municipiul Deva, zona Căprioara, care a blocat ambele sensuri de circulație. Tot în Deva, pompierii au fost solicitați pentru o intervenție în urma căderii unui acoperiș de tablă și pentru degajarea unor elemente de construcție, tot din tablă, care ar fi putut fi desprinse de vânt. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită și, potrivit pompierilor hunedoreni, nu au fost înregistrate pagube. O altă intervenție a pompierilor deveni a fost pentru eliberarea părții carosabile de un copac căzut în localitatea Sfântul Andrei, blocând o bandă de mers. Tot în această după-amiază, pompierii din Bretea Română au intervenit pentru eliberarea părții carosabile în localitatea Bucium Orlea, blocată de un stâlp de lemn care a căzut din cauza rafalelor de vânt. Stâlpul susținea fibră optică pentru semnalul de internet.